Începând de ieri, zilnic, timp de o săptămână, elevi de toate vârstele de la școala Ștefan Protopopescu din Slatina iau parte la o serie de activități deosebite care să le pună în valoare aptitudinile și talentul. Totul în cadrul atelierelor ce se desfășoară în cadrul unei noi ediții a școlii de vară. Mi se pare niște activități foarte interesante care dezvoltă creativitatea elevilor și îi ajută să le spună părerea. Din tot ce îi desfășurați în această săptămână, ce te atrage pe tine cel mai mult? Clubul de robotică. Adică pentru mine clubul de robotică înseamnă foarte mult și îmi plac activitățile sale. Este foarte interesant pentru că noi învățăm să construim roboți și învățăm să-i programăm. Ai mai participat la școala de vară, la atelierele din cadrul școlii de vară? Da, mai participat și anul trecut și acum 2 ani. Sunt prezenți și ceilalți colegi ai tăi? Da, sunt prezenți aproape toți. Faptul că desfășurați activitățile în aer liber, cum se pare acest lucru? Mi se pare un lucru foarte, foarte bun, și pentru sănătate, dar și pentru carieră și pentru cultură generală. Sălile de clasă și curtea școlii Ștefan Protopopescu din Slatina vor fi mult mai frumoase în prima zi de școală. Noua înfățișare se datorează preocupării conducerii unității de învățământ de a le oferi elevilor condiții tot mai bune. În prima zi am avut ateliere de lucru, pictură, am încercat să-i testăm pe copii să vedem ce și-ar dori ei să facă la școala de vară și am încercat să înfrumusețăm puțin curtea școlii, să creăm un mediu cât mai frumos în care copiii să se simtă bine. Astăzi avem ateliere de robotică, copiii vor încerca să construiască niște roboței, mâine să încercăm să-i programăm ca să facem și testarea lor. Ne ajută și elevii mai mari de la cercul de robotică care au experiență și colegii mei care au venit în număr foarte mare și cărora le mulțumesc. Elevii care participă în aceste zile la activitățile inedite vor reveni la școală pe 9 septembrie când clopoțelul va suna iarăși. Anul acesta școala începe cu o săptămână mai devreme decât de obicei.